Bun venit la Starea Sănătății! Un lucru a devenit destul de clar în această perioadă de izolare, că experții în bunăstare psihică sau well-being, cum se zice acum, se împart în două categorii. Cei nesuferiți care ne recomandă să gândim pozitiv, să vedem partea plină a paharului întotdeauna, și cea de-a doua categorie, cei empatici, cei care ne amintesc că situația în care ne aflăm e suficient de ciudată încât să nu ne permită să fim optimiști din calea afară și foarte relaxați. Realist vorbind, nu știm încă cum va arăta această lume. Prin urmare, n-avem cum să știm nici dacă avem motive întemeiate să fim optimiști. Vestea bună e că nici în privința celor mai sumbre scenarii nu putem avea certitudini. Abia această conștientizare ne-ar putea ajuta să depășim stadiul de fugi sau luptă. Acea stare de stres intens care apare atunci când percepem o posibilă amenințare și care s-a dovedit de real ajutor pe parcursul evoluției umane. Infectarea cu noul coronavirus și efectele sociale și economice ale acestei pandemii sunt pericole cât se poate de reale, însă nu iminente. Din acest motiv nu putem rămâne blocați în starea de fugi sau luptă la nesfârșit, nu fără niște consecințe grave asupra sănătății noastre, în orice caz. Și din același motiv nu putem adopta nicio atitudine foarte optimistă. Soluția pentru bunăstarea noastră psihică și pentru echilibrul emoțional nu este gândirea pozitivă, ci gândirea realistă, care face loc unei cantități suportabile de anxietate. Doctorul Daniel Amen, specialist în neurologie clinică și psihiatrie și autor al unor cărți pe care le găsiți traduse și la noi, ne sfătuiește să ne întrebăm de fiecare dată când ne copleșesc temerile, cât de siguri suntem că lucrul de care ne temem se va întâmpla. Tocmai faptul că nu putem fi 100% siguri că se va adeveri ar trebui să ne tempereze anxietatea. Doctorul Amen amintește de un studiu făcut în 1921 la Universitatea Stanford și care a urmărit viața 1500 de copii încă de când aveau 10 ani. Acest studiu a arătat că atitudinea fără griji nu s-a corelat cu longevitate și succes, ci dimpotrivă, prudența și perseverența au fost cele care au adus mai multe beneficii pe termen lung. Așadar, nu vă faceți griji dacă nu puteți crede că totul va fi bine în acest moment. E posibil să vă ajute mult mai mult încăpățânarea de a face lucrurile să fie mai bune. Vă aștept diseară de la 10 la Starea Nației.